Nu continuăm emisiunea până când nu-mi dați și mie ce ați luat. Ce-am luat? Ce-am luat? Cafea. Am exagerat. Băi, Andreea, energie bună, distracție, voie bună, dragoste, iubire, joacă. Așa da, îmi place. Bine, nu-mi place cum arătați. Suntem dezastru, da. Părul mai ales. Eu arătam mai... Ăla nu-i ăsta. El arăta mai bine înainte. El arăta mult mai bine înainte. Și era mai... Ah, bună, era aici. Eu arătam mai rău. El a fost la frământat. Mai bine arătați așa... Natural. Cățel. De cât supărați așa ca Bianca. Ce-i Bianca? Da, frate. Hai aici, hai. Mi-am dat din greșeală eu o pernă. Mă jucam cu... Băi, fată, taci! Și mai vorbi tu în locul meu. Bine, taci. Cine o bine pe la Liviane? Am întrebat-o pe Bianca, aștept să-mi răspundă ea, după care o să o întreb pe Ramona, pentru că are o teorie. Te rog, Bianca. Faza din, cred că, din camera roșie. Da, e supărat. Cu tine? Da, cum ești cu Liviane. Bianca, tu ești de foarte mult timp aici, în această casă și... Cumva cred că știi dacă cineva vrea să nimerească pe cineva cu o pernă, nu? Nu. Mă gândesc. Eu agit odată. Ți-a dat pahar. Ai pus un pericol pe el. Nu e adevărat, că am văzut eu când o dat. O dat am întrebat-o pe Bianca, Livian. Nu, serios. Asta a fost care a umplut paharul. Mamă, la el a mereu să umple paharul. Cum, Ramona? Și în momentul de față are tu pe o să stea lângă el. Haide că mă pui eu, Bianca, nu mai plăce, că m-am pus și eu, gata. Ce-a făcut? Ce-ați făcut, mă, că o schimba loc? Da, plânge. Mă, fetelor, mă, trebuia să plecați de acolo. Da, Livian, plânge. Hai mai încoace. Nu plâng. Veniți voi mai încoa. Mă rog, să abțin. Nu plâng și te rog frumos să nu vii aici. Te rog frumos. Faci cu o femeie în cunoaștere sau cu iubita? Dar cum de ați făcut, vă? Ce? Am vrut să dai jos pe el, așa la tot. Eu zic că n-a fost mare lucru. N-a fost mare lucru, dar nu e vorba de asta. Nu, bine, hai, că lăsând gluma la o parte și nu vreau să vorbiți. Ce e că n-am înțeles. Când ai luat-o tu pe el, în spate, de pe, când s-a urcat pe corp. Da. O iau de 1000 de ori, de câte ori vreau. Nu e un gest. Dar nu, asta zic și eu, nici eu nu l-aș considera. Altceva. Nu. A fost greșit pentru mine și... Mai degrabă, hai că aș înțelege că s-o enervat în camera roșie când mă băteam să iau făina la Ramona. Poate de persoană. Nu, toate lucrurile m-au deranjat. Adică niște lucruri, mai multe, la plural. Dar a început de acolo. În fârșit, la urma urmei, eu nu înțeleg un lucru, Bianca. Voi doi nu mai sunteți împreună, nu? Nu te mai agit. Ați încercat să vă apropiați în ultima perioadă să vă apărut mie? Da. Nu, eu cred că exagerile astea vin din altă parte. Da, am trecut eu peste... Da. Nu vorbi, că vorbesc eu. Nu vorbi. Ce-ți de treabă, că sunt martor și știe toată lumea. Te rog frumos. Zi-mi, Bianca. S-a apropiat de tine în ultima perioadă? Da, normal. Cum? Și totuși se joacă cu celelalte fete. Nu era vorba despre jucat. Înțeleg joaca. Era vorba despre... faptul că e nepăsător. Unul la mână. Că nu-l interesează atunci când sunt nervoasă sau supărată. Și cum să nu mă interesează? Dacă când o văd nervoasă, vin lângă ea, zice, du-te, dă-mi pace. Ăsta e testul. Da, mă, lasă-mă, că mie nu-mi trebuie testul. Ăsta e testul, da. Test să ce? Adică tocmai vin lângă tine să vezi că ești bine, du-te, lasă-mă. Ăsta e testul, da. Mă doare burta, bă, lobo, doare burta. Hai, bă, lasă-mă. Mai ai pus 2 minute că să văd. Uite, Andreea mă cunoaște foarte bine. Mă întrebi o dată, nu răspund, mai întrebi încă o dată, nu răspund. Ce a treia oară îți răspund? Nu, mereu tu de asta tu de fiecare dată când ești nervos, să ziceai, mă lași în pace și vii după mine. Da, nu, lasă, răjeală. Nu, astea sunt alte. Doamne Andreea, hai că vă zic eu. Că nu vorbește niciodată. Cu adevărat, astea zice, haide. Haide, vino, stai aici. Astea sunt altele. Astea sunt altele. Da, bineînțeles. Astea-s... Vorbește, Livian. Hai, vorbești. Ăstea-s altele. Fii atent că ți-o dau peste nas tare de tot. Spune. N-ai cu ce să-mi dai peste nas. Spune imediat. N-ai cu ce să-mi dai peste nas și numai... Spune prin... care-i motivul. Spune care-i motivul. Hai. Te rog frumos. Nu. Te rog frumos. Te rog frumos și fii atent că îți dau peste nas rău de tot cu faza asta. Propriu sau la fiecare. Te rog frumos. Zi. Sau nu, las că zic eu. Deci el mi-a spus în weekend, la ora 3, vorbea la telefon. Doamne, Andreea, dumneavoastră știți că eu nu... Păi tu, varianta mea. Vorbești. Fiți atentă, stăteam, vorbeam cu ea în weekend. No. La 3,
La ora 4 și 10 începe moscheia să cânte. Unde ești? E adevărat? Da. La 4 și 10. Păi lasă, dai că o dai... La 4 și 10. La ora 3 vorbesc cu Bianca, aud voci pe fundal, ea râde și zic, ce ai tu de râs? Nimic, ca televizorul. Ce fel de voci? A, cred că era... Sex masculine? Sex masculin? Sex masculin? Managerii? Da. Închis, i-am închis, am zis, bine, hai că dacă mă iei cu de astea, după aia am dat mesaj, ce ai mă, nu mai știi de nicio glumă, nu era televizorul. Ce ai mă, nu, mai, nu, știi nicio, nu știi de glumă, nu era televizorul. Păi n-ai zis pus gluma ca să înțeleagă oamenii, om minunat ce ești. Stați, stați. Vorbeam la telefon. Lasă-mă să termin, n-am terminat. Dar n-a zis varianta, și după, n-a zis tot. Au zis, nu, nu, după, a doua zi vorbesc cu ea și îmi zice, ce mă, ce voci tu ești, cum să-mi zici că ai auzit voci, ești tu paranoic. Știe că-s paranoic și se folosește de asta, zice, bă, tu ești paranoic. Și atunci am pus întrebarea. Ok, dacă nu a fost voci, de ce ai băgat motivul televizorului ca și cum el ar fi fost pornit și de la el ar fi aș fi auzit voci, dacă... Andreea, vorbeam la telefon. Vorbeam la telefon și am spus așa. La ce oră te culci în seara asta? Și el cum e paranoic? Nu se gândește, dar de ce mă întreb la ce oră te culci ca să poți să faci ceva după? Paranteză. Eu? Paranteză, lasă-mă. Lasă-mă să spun. Paranteză. Acum. Avem voie la paranteze. La ora 3 dimineața nu mi s-ar părea dubios să mă întreb ceva la ce oră te culci. E 3 dimineața. Da, să-l întreb eu pe el. Eu pe care întrebam când vii din România și nu spunea niciodată. Lasă vrăjeala asta. Da, da, da. Ca să nu-mi zică, ca să nu fac planuri sau chestii de genul până vine el. Înțelegeți? Păi și... Cu nu, lasă asta. I-am spus gluma asta. Eu când am auzit... Unde e Olivia să vă bagă ea? Deci eu am început să râd, că i-am spus gluma asta, cum ar veni că nu am putut să mă abțin. Și el a zis, dar de ce râzi? Și am zis, televizorul. Totuși ca să continui gluma cu ce am vrut să zic, mă rog. Mi-a spus că am fost cu cineva. Fii atent, îs martori toți de la hotel că eu nu am ieșit decât până la schimbul valutar. 3 zile nu am ieșit absolut nicăieri. Dar de unde? Că mă acuză că stau cu alți bărbați. Schimburi! Să zic că te acuză că am ieșit cu nu știu cine eu. De unde știi fiecare schimb că ai fost? Gura ta și în gură. Fii atent că îs martori la hotel. Dar de unde știi fiecare schimb? Unde ai fost? Știe toată lumea cum e, să care cum e, să stai liniștit, că stafful știe mai bine. Să anunțați. Să zic că fii atent. Și dacă n-ai ieșit? Eu v-am comunicat de ieri dacă că știu ieșit. Cine și cu cine a ieșit. De ieri v-am comunicat. Dacă v-am spus ieșit. Persoanele care dacă au stat. Dacă n-a ieșit. A, dacă n-a ieșit și a venit. În camera da. De hotel. Sau a. Poate nu în camera de hotel. Dar n-are cum, că poate n-are cum să vină. Că n-ai nu există. Dar erau voci, au fost voci sau n-am auzit voci când am vorbit cu ea. I-am zis, probabil. Poate a vorbit cineva la ușă și a vorbit pe ușă. Nu, nici măcar am înțeles. Dar se mai plimbă pe acolo. Dar mai sunt pe hotel, mai... Ce cazează oamenii, adică și la voi. Dar acolo la noi în hotel oricum sunt băieții nu știu. Dar nu e mai fată, nu era nimeni. Sunt băieții. A zis Ela, managerii. Stați un pic, în primul rând n-aș avea nimica. Bă, n-am ce să, că nu suntem până unde. Dar pe mine m-a deranjat, bă, eu am auzit. Tu ai zis că e televizorul, după aia ai zis, bă, nu a fost televizorul. De ce ai zis că e televizorul? Păi de ce să mint că e televizorul dacă nu era televizorul? Doamne ferește. Ce ai zis? Pentru că răteam la gluma mea, Doamne ferește. Gluma mea, la ce oră te pui să dormi? Glumă făcută la 3 dimineața, nu mi se pare ieșit din comun să mă întreb la ce oră vrei să dormi la 3 dimineața. Mamă, ce paranoic. Nu, eu care bă, nu răspunde, nu zice bă, la ce oră vine la emisiune, niciodată nu spune ca să mă prinde cum ar veni să fac ceva. Tu așa trăiești? Voi așa trăiești? Voi așa trăiești? Da, voi așa trăiești până acum. La revedere. Adică, pe lângă asta, bănuiesc că au fost și alte. La revedere. Nu știu. Pe lângă care asta? Pe lângă asta cu la ce oră te culci, nu zic niciodată. Andreea, am și o întrebare, dacă îți dau întâlnire în oraș, voi cum vă întâlniți, gen? Da, dar tu chiar e chiar așa toate chestiile. Nu, tu prima te fac acolo când e să vin, eu vin, hai să mă vezi. Nu, dar care e mai frumos sentimentul? Bine, eu eram... La 3, 3, 4, 4. Da, ce lider, după 3, revenind după 3. Cum e sentimentul de frumos? Eu fiind în România, ea știe că trebuie să vin înapoi în Turcia. Hai să o surprinzi. Bă, nu! Să mă surprinde, eu nu știu, Brăjar, să fac el surpriză. Să-i faci surpriză, nu? Da, să Brăjar. Nu s-o prind, ați văzut cum să ne ești, s-o prind. De ce? Păi asta gândiți, da. Să te surprind, lasă, să te prind. Să te surprind. Mă rog, la un moment dat niciunul nu se întorce. Pe mine mai sunt surprind atunci. Păi asta zic, mai frumos să faci surprize. Ce te faci tu? Nu? Da. Ce? Toată relația să stea într-o surpriză, surpriză, surpriză. Care? Păi asta i-am spus. S-a întâmplat de două ori. Las. De unde știți că nu? E un tip foarte spontan, asta face el. Aia ți-am spus și ieri,
Mie mi-e frică de cum face el, că e spontan, așa că nu știu. Chiar nu știu nici în momentele următoare. Nu știu ce urmează să facă. Înțelegeți? Adică trebuie să stau mereu. Tu, de exemplu, dacă o să muncească, tu nu o să știi niciodată ce schimbe când vine. Da, crede-mă că așa. Știu. Dar el o să știe tot ce faci tu. Da, dar nu va mai ști. Da. Să-și găsească o altă fată. Nu știu nevasta niciodată. În fapt și la urma urmei, problema e foarte simplă. De unde și până unde o tragi tu pe ea la răspundere, la ce oră, ce cum? Și tu pe el, pe cine ea încărcă și cum ea? Nu am tras la răspundere, el a venit și m-a întrebat. Nu avem de gând. Era supărarea mea. Nu pe ce faci la ora aia sau nimic. Voci pe care le-am auzit și care au zis că e televizorul și pe aia au zis, bă, nu a fost televizorul. Ha, deci tu de asta te-ai jucat cu fetele astăzi, de la vocile alea? Da, și acum o săptămână, două, tot am auzit voci și m-am jucat cu fetele. Dă vina pe voci. Dar dacă eram tot adevăr cu cineva, de ce n-am zis, da, era televizorul? Da, poate era la Berna cineva. Doamne! Doamne, cameră, că nu au voie să zic în camere. Doamne, staff, da. Recepție sunt oameni. Dar eram în recepție, eram dormitor, eram în pat. Stai, Bianca, când ziceai? Cum? Mă sună pe cameră. Asta-i, tocmai, că iată timpul când era ceva, mă suna pe cameră să-mi dovedească. Dar tot sunt ea de puțin. Nu, tocmai, am lăsat eu să văd. De ce nu vă sunați pe cameră? Eu nu fii atent dacă... De obicei, când era ceva, mă suna. Nu mă să-l mai sune nimeni. Mă rog, dar de ce ai tu problema asta? Ce face Bianca la hotel? Nu, doamne, dar eu n-am o problemă. Unde ești? Ce faci? Am o problemă... Să nu te mintă, să spun adevărul. Capul meu? Când am auzit vocile respective, am întrebat ce fai. Nu m-a întrebat absolut nimic, m-a zis doar de ce râzi. Da, am întrebat de ce râzi. Ce-a zis televizor? Da, mă rog, nu mă interesează, chiar nu mă interesează asta. Nu sunteți un cuplu, Bianca. El poate să audă ce vrea. Sau mai bine nici nu sun. Eu nu înțeleg de ce vă mai stresați unul pe celălalt. Și de ce vă chinuiți în asemenea hal. Ramona, ce teorie aveai tu? Supărarea Biancăi, de la ce a plecat? Nu, eu am crezut că din camera roșie a plecat supărarea ei. De ce? Ce s-a întâmplat în camera roșie? Mi-a mișcat noi puțin. Cum? Doamne, a încercat să-mi ia făina din mână și nu i-am dat drumul și... A vrut să-ți ia făina din mână. Da, și nu am vrut să-i dau drumul. Nu i-ai dat drumul. Și el... A făcut puțin contorsionism, Andreea, că ea... Noi eram sus, ne uitam la voi pe geam. Era gimnastică. Cum să fac, băi? Așa? Ne uitam la voi. Și? Avea picioarele lungi, îl încurcau. Vreau să știu de ce piciorul tău a ajuns în mandibula ei, în buca ei. Nu se dea drumul la fel. Doamne, am fugit în camera roșie. Da. O vine Berna avea făină în mână, ea avea punga. Da. Și am ce zis? De ce să iau făina din mână când pot să iau punga? Dacă luam făina, dădea cu punga. Normal. Am prins-o pe Ramona, am aruncat-o peste Berna. Cum? Am aruncat-o... Mai zi o dată, te rog. Deci am prins-o pe Ramona. Da. Vreți să punctați că am pus mâna pe sau că am prins-o? Nu! Am prins-o, am aruncat-o peste Berna. Cum? Aruncat-o. Ai aruncat-o peste Berna? Metaforic. Am aruncat-o peste... Nu, i-am luat-o și am aruncat-o. Am pus-o peste Berna. Așa. Nu violent. Am pus-o peste Berna ca să nu pot face Berna nimica și în timpul ăla am vrut să iau făina la Ramona. Ce ai reușit? A no. Oh. Nu, fumea prea tare și am zis că nu trag să nu... Să nu rup punga. Da. Nu-i rup degetul. Și cum te-ai ajuns pungele în pantaloni? Ramona strângea din dinți, Andreea. Eu nu mă lasă dacă mor, mă face Ramona. Te doare? Ce-ai pățit? Ce-ai acolo? Te doare? M-am lovit în piciorul lui. O da cu gura din piciorul meu. Doamne Dumnezeule, așa, bun, deci cam asta s-a întâmplat acolo, nu știu, mațele încurcate, exact. Cu Ela? Ce? Nu mai știu. Nu știa să se dea jos de pe dulap? Da. Au vrut să ia sticla, mi-am pregătit sticla de apă, fiindcă parcă știam că vor să facă ceva fetele, s-a urcat să ia sticla și am prins-o de acolo și am dus-o pe canapea. Vor fetele să intre, am zis că mă duc, sticla, eu am crezut că dopul este găurit. Să vezi ce face acum de pe toată lumea. Și am vrut să iau sticla aia, dar nu m-a lăsat deloc. Și apoi m-a luat cu forță și m-a dat jos. M-a luat-o de pe dulap? Dar nu, n-avea ce să facă, băi, era... Să stai! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri... Suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.